astăzi alături de colegii mei din PNL Zalău. Am depus lista pentru Consiliul Local al Municipiului Zalău și lista de semnături pentru susținerea candidaților. Chiar dacă a fost foarte cald în aceste două săptămâni, echipa PNL Zalău a fost aproape în fiecare zi între cetățeni pentru a discuta cu aceștia problemele orașului și pentru a le aduce la cunoștință, bineînțeles, soluțiile cu care vin consilierii propuși ai PNL Zalău. După cum veți putea observa pe aceste liste, venim în fața zălăuanilor cu o echipă tânără. E o onoare să deschid lista de consilieri locali ai Partidului Național Liberal, dar această onoare este dublată, spun eu, și de o mare responsabilitate. De-a lungul existenței mele profesionale am demonstrat că sunt un om de echipă, pentru că, așa cum probabil să știți, am coordonat în calitatea mea de director multe, să zicem, consilii de administrație, am coordonat colective de profesori în trecerea mea în ultimii 25 de ani de când sunt director. La fel cum Partidul Național Liberal la nivel național își dorește o reclădire a României, noi, împreună cu partenerii USR Plus, ne dorim o reclădire a municipiului Zalău, o reclădire a județului Sălaj. Preconizata victorie la Consiliul Județean Sălaj trebuie dublată de o victorie la Consiliul Local Zalău. Pentru mine Zalăul este, ca și pentru toți, cel mai important oraș, municipiul județului Sălaj, și consider că printr-un parteneriat între PNL, USR Plus, parteneriat între Consiliul Județean, Primăria Zalău, un parteneriat între Guvernul PNL, care în 9 luni de zile ne-a dovedit performanță printr-o remarcabilă implicare și activitate, inclusiv a domnului ministru Lucian Bode, ne-a demonstrat că pentru PNL Zalău, zălăuanii, sălăjenii contează. De aceea mă bazez pe această colaborare între ministere, Consiliul Județean, între municipiul Zalău, partenerii noștri USR Plus, prin Florin Iordache prezent aici, vom dovedi că suntem capabili să oferim proiecte viabile care să oprească teleormonizarea Sălajului, să oprească această administrare ineficientă și refractară a PSD-ului și să ofere Zalăului și Sălajului dezvoltarea și administrația performantă de care are nevoie. Îi urez mult succes prietenului și colegului nostru de la USR Plus, Florin Iordache. Vă doresc dumneavoastră tuturor sănătate. Susțin cu toată puterea mea echipa PNL Zalău și sunt convins că vom avea o victorie care să-i bucure pe zălăuani și după 4 ani de zile să poată fi fericiți că au făcut cea mai bună alegere. Țelurile și obiectivele USR Plus și obiectivele PNL sunt foarte identice, foarte asemănătoare. Sunt convins că ne vom îndrepta către o dezvoltare pe alte principii și pe alte baze a orașului nostru. Sunt convins că împreună cu PNL ne vom apropia de mediul de afaceri, ne vom apropia de oameni cu un alt fel de administrație, care să fie deschisă către oameni. Și ca să explic un pic cuvântul acesta, că e foarte ușor de spus transparentizare sau deschis către oameni, dar efectiv să-i întrebăm ce își doresc, ce vor de la primărie și să simtă că au un cuvânt și cuvântul lor are, este ascultat. Vă doresc și vouă succes, sper să câștigăm și să conducem împreună primăria și județul, pentru că este foarte important să fie amândouă împreună.